Pasiunea pentru apicultură, dar și munca asiduă l-au ajutat să devină un antreprenor de succes. Vorbim despre Ștefan Sandic, originar din raionul Șoldănești, care conduce o cooperativă apicolă în Peresecina, Orhei. Bărbatul spune că cine nu riscă, nu câștigă, iar pentru a gusta din mierea succesului este nevoie de devotament, curaj și optimism. Ștefan Sandic are 40 de ani și este originar din satul Șipca, raionul Șoldănești. Bărbatul povestește că îndeletnicirea pentru apicultură a moștenit-o de la bunicul său. După ce a absolvit Facultatea de Științe Agricole, specialitatea Selecția și Genetica Plantelor, a muncit 5 ani în Marea Britanie. Ulterior s-a întors acasă, convins că viitorul lui este aici și că succesul poate fi obținut și acasă. Astfel, cu multă perseverență, curaj și determinare, a ajuns să conducă o adevărată întreprindere apicolă de succes. Noi asta este o afacere de tradiție. Este o afacere de familie. Fratele lucra în Cehia, s-a întors și am pornit să dezvoltăm intens apicultura. Și acum suntem axați numai în domeniul apicol, ceea ce îmi place acest domeniu, dar toți pot să-l spun dacă din orice activitate îți poate obținut profit dacă îți place, te dedici. Pentru a-și dezvolta afacerea, Ștefan Sandic a creat în 2019 o cooperativă cu 15 membri antreprenori. Scopul acestei cooperative a fost de a ne consolida forțele și de a crea o infrastructură nouă, mare, în centrul Republicii. Imboltul de bază pentru noi a fost proiectul MACPI, finanțat de Banca Mondială. Ca să înțelegeți, un an de zile pentru noi a fost numai avizile, aviz de mediu, foarte multe acte ca să le obținem, apoi a fost facerea dosarului, după asta construcția propriu-zisă, acum lucrăm, asta durează timp, asta este un volum enorm de muncă. Dar, într-un final, noi am reușit. Mierea produsă aici este exportată în țările Uniunii Europene. Nu, anual, acum noi putem să producem în jur de 200 de tone. 200 de tone. Da. Unde este vândută această miere? Toată mierea, practic, se duce la export și țări precum România, Anglia. Așa. Este un preț mai bun acolo? Nu, prețurile noi nu le dictăm, prețurile ne le dictează piața. Uh-huh. Este materie primă, cu părere de rău, noi exportăm încă în butoaie. Ceea ce e bine că suntem scutiți de taxă în Uniunea Europeană, cu acordul de asociere, ci este un plus pentru noi. Fabrica produce și hrană pentru albini. Albinile consumă în special hrana lichidă și hrana solidă. Da. Mai sunt persoane care încearcă să facă această hrană, dar nu dispun de infrastructură, nu dispun de piață unde se vândă. Noi, ca exemplu, aceeași hrană care noi o facem, să vorbim de hrană lichidă, da? Apicultorii știu, astea sunt siropurile. Da. Siropurile. Noi consumăm numai pentru noi, trebuie în jur de 100 de tone. Antreprenorul spune că are planuri mari. Vrem, în primul rând, să ne extindem ca număr de familii, să atragem noi membri. De ce? Că când suntem mai mulți, avem o putere mai mare și ne putem planifica atâta inputurile care noi aici le producem pentru apicultori și atâta produsele și derivatele lor. Adică nu putem vorbi în apicultură numai de miere. Sunt și alte produse ca păstură, alăpișor de matcă, ca propolis, torta, ca începător, da. Scopul acestei investiții este de a crea produs pe bază de miere, nu de a exporta mierea butoaie propriu-zis. Dar, de la început, asta facem, fac toți. Ștefan Sandic încurajează oamenii să inițieze o afacere în domeniul apicol. Care primii ani, practic, sunt problematici. Nu este simplu de a gestiona în apicultură. Acolo gestionează ca un stat, gestionează acolo familii de albine sunt multe, acolo sunt procese. Sunt stupine, sunt rețele de stupine, dar ca afacere este o afacere frumoasă. Moldova exportă anual 4.000 de tone de miere.